Aceasta este vânăta ronde di Valens. O plantă foarte mare, foarte înaltă și foarte bine dezvoltată, cu niște frunzoaie imense. Uitați-vă palma unui om de 1,90 dite omul și uitați frunza care na, este mult mai mare. Își face niște frunzoaie. Arată destul de bine așa ca plantă. Chiar se poate spune că ar semăna cu o recoltă reușită. Și de-abia acum, deci ca și vârstă, are să aibă, zic eu, maxim 2 luni și maxim. Și cu toate astea a început să produc. Și s-a umplut de bobocei, bobocei care vor da din toate aceste noduri. Și peste tot se va umple de boboci și de alte vineți. Deci fiecare nod va însemna o altă sursă de boboci. Fiecare lăstăruș. Și tot așa. Și aici iar boboci. Aici iar a format boboci. Peste tot se umple de la... E, vânăta asta este rotundă și, cum v-am zis, foarte, foarte mare. Și bine dezvoltată. Chiar arată... Chiar și decorativ pot să spun că arată bine. Pe lângă, deci în comparație cu această vânătă Aragon, vânăta normală, de-o știți dumneavoastră, care avea aproape 2 luni răsad. A mai stat 2 luni la mine și uitați, de-abia, de-abia. E și mică, amărâtă, are și ea pe aici pe acolo câte o vinețică, dar asta cel puțin are 4 luni și planta. Și e și mărunt. Față de cealaltă care aproape are 90 de centimetri. E și decorativă. Și jumătate din vârstă. Și atunci când se apune pe produs, chiar produce. Chiar o recomand pe aceea. Deci practic pe aceasta. Ronde di Valens. Semințe pentru cine dorește. Și decorativă, dar și productivă. Și face niște vinete rotunde. Rotunde și undeva la vreo jumătate de kilogram, poate chiar mai bine. Ce aș putea să vă mai arăt? Aronia. O plantă de 3 ani. Care nu mai știe unde să-și ascundă zecile și zecile de buchete de aronia. Că practic s-au umplut, dar nu mai știu cum să le leg ca să nu se rupă ramurile. Peste tot e plină de rod. Peste tot, peste tot, peste tot. Începând de jos de tot, e plină. Chiar jos de tot. Pot să spun că și cei mai mici lăstari și cei mai amărâți jos, toți sunt plini. Până jos, până jos, până jos. Cum v-am spus, orice ramură, mari probleme dacă nu le legăm. Mari, 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 mari probleme. Foarte mari probleme. Ia uitați aici. Uitați ce poate să producă o plantuță de 80 de centimetri. O plantuță de 3 ani care, fix de la pământ, încep să-i se rupă ramurile de atâta bogăție. Pe la sfârșit de august, adică luna asta e 1 august, sau 2 august, cât e acum, 2 august, până la finalul lunii, să zicem că sunt coapte, și pot sta acolo până la final de septembrie. Se mumifiază așa puțin, dar încă sunt comestibile. Și iar acolo mai avem câteva plantuțe de varză cale Nero și una de scarlet, mai micuță în față. Adică vișinie. Dar asta e cale Nero. Ieșită pe aici, din răsadă, a rămas aici. Nici n-a mai mutat-o.